Așa, am ansamblat motorul, carterul complet. Acum urmează blocul motor, cilindru, pistonul, chiuloasa și pusul la punct. Pe piston avem, acesta fiind cu depuneri pe el, nu se vede foarte bine, avem in. In este admisia, deci cu admisia în sus. Deci așa trebuie să-l punem. Așa. Ok. Băgăm bolțul. Acum să vă arăt. Avem pistonul, cum v-am explicat și în celelalte tutoriale, avem canalul pentru siguranță. Siguranța când o punem, trebuie să o punem să nu rămână fanta aceasta goală în dreptul acestui scob. Scob făcut pentru a putea scoate siguranța. Acum o să bag siguranța. Așa, mai departe o să băgăm pistonul pe cilindru. Am pus deja garnitura nouă. Segmenții la motoarele în 4 timpi au pistoanele au 3 canale. Segmenții de foc și de compresie și cel de ungere. Aceștia nu au un opritor ca la motoarele în 2 timpi. Se pot învârti în orice direcție. Indicat este când puneți segmenții să formați un fel de Y, împărțiți pistonul în 3 și închiderea segmenților să vină în cele 3 părți. Ca atunci când merge motorul, segmenții să nu se alinieze și să scape compresie. Acum o să așezăm segmenții și o să băgăm cilindru pe piston. După ce am băgat pistonul pe cilindru, așa, înainte să apropiem cilindru de carter și să-l prindem cu acest șurub, trebuie să băgăm rola aceasta de ghidaj, care vine în interiorul cilindrului și este prinsă cu acest șurub. Deci pentru asta punem rola pe interior și șurubul pe aici. Odată fixat cilindrul, strâns șurubul de prindere, așa o să învârtim de lanț până când pistonul ajunge în punctul extrem superior. Atenție, nu întotdeauna este în ras. Deci, după cum se observă la acest cilindru, pistonul rămâne puțin mai înăuntru. Ca să vedeți exact care este punctul superior, extrem superior, îl învârtiți până când începe să coboare și apoi o să știți exact punctul superior. Următorul pas este să punem chiuloasa. O să punem chiuloasa, garnitura am pus-o deja pe cilindru. După ce am băgat chiuloasa și am fixat-o cu acest șurub, avem pinionul. Pinionul de la axa cu came. Acesta trebuie cu punctul de aici unde scrie GL pe acest pinion, așa are un punct. Trebuie să vină în punctul de aici de la chiuloasă. Deci punctul chiar din mijloc de la chiuloasă. Aveți chiar un scob aici pe chiuloasă. Ok, o să punem pinionul și o să-l prindem cu cele 3 șuruburi de fixare.